Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Tu când ai citit ultima dată o carte care să te fascineze? Nu există om care să nu vrea să citească. Există doar oameni care nu și-au găsit acea carte. Cărțile au secretele lor. Iar în lumea lor secretă te invit în fiecare duminică de la ora 17. În fiecare ediție îți voi prezenta o carte și ne vom întâlni cu un invitat de excepție. Sunt Natasha Alina Culea. Bun venit la Book Media! Astăzi vă voi face cunoștință cu un geniu, Dan Desideriu Farcaș, matematician, informatician, cercetător științific și scriitor, cu un doctorat în matematică și stagii de specializare în București, Paris, Bonn, Sofia, Antipolis, etc. A lucrat din 1962 la un calculator electronic de la Institutul Politehnic din Timișoara, ocupând apoi poziții de expert, consilier, director la mai multe instituții din România, și a condus mai multe proiecte naționale de informatică în domeniul sănătății. Dan Farcaș a fost consilier temporar al Organizației Mondiale a Sănătății pentru două proiecte și expert în grupul de lucru al Direcției Generale Societatea Informațională și Mass Media a Comisiei Europene, fiind și autorul a două rapoarte de țară despre informatica de sănătate din România pentru Comisia Europeană. Din 1993 este membru titular în Academia de Științe Medicale. Din 2011 este președintele Asociației pentru Studiul Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate. A publicat în țară și în străinătate peste 40 de cărți în domenii precum informatică, matematică, eseuri, ufologie, memorialistică. Cartea informatică medicală, la care e coautor, a fost distinsă în 1991 de către Academia Română cu premiul Gheorghe Marinescu. Nu în ultimul rând, Dan Desideriu Farcaș este din 2006 cetățean de onoare al municipiului Reșița. Dintre cărțile publicate amintesc: Ce limbaje cunosc calculatoarele electronice? Calculatorul electronic și gândirea umană? De ce tac civilizația extraterestre? Cui e frică de calculatorul electronic? Informatică medicală, întâlniri de gradul 4, introduceri și comentarii la cartea lui Enoch, Hoinorind prin Reșița pierdută, Supercivilizații în cosmos, Labirintul cunoașterii, Gândirea pluralistă, și o să mă opresc aici pentru că sunt foarte multe cărți și vreau să vă fac cunoștință cu acest geniu despre care v-am vorbit. Bună ziua, domnule Farcaș, bine ați venit la Book Media. Cu mare plăcere. Mă bucur că vă avem printre noi și trebuie să mă laud că mi-ați oferit și o carte, de-abia aștept să o citesc. Este impresionantă ce ați făcut până acum, educația dumneavoastră, domeniile în care ați activat. Spuneți-ne mai multe dumneavoastră, cum ați început, de ce matematică, de ce fizică? Este foarte greu de explicat. Eu cred că în viața fiecărui om se întâmplă niște lucruri, nu știm de ce se întâmplă. Dar eu am fost atras din copilărie de, nu știu dacă de matematică. Matematica nu mi-a plăcut niciodată. Foarte interesant. Foarte interesant că spuneți asta. Am fost atras de cer, de exemplu, de univers, de cosmos. Deci, ajunge să spun că la 9 ani mă apucasem să scriu o carte de astronomie. Evident, la momentul ăla știam cel puțin ce este sistemul solar, ce se planetele, sateliții, cometele și așa mai departe. Aici eram foarte bine lămurit. Am avut și norocul că acasă, deși părinții mei nu erau niște intelectuali propriu-zis, dar aveau o mică bibliotecă în care am găsit niște cărți care m-au stimulat în direcția aceasta. Și ulterior m-am tot gândit la ceea ce se află deasupra noastră. E foarte interesant pentru că, în mod paralel, deci asta a fost o perioadă pe care tineretul azi
nu o cunoaște. Deci a fost o educație ateistă foarte puternică. Deci nu pot să spun că am fost un credincios, mai ales în prima parte a vieții. Dar mă interesau cele de deasupra mea. Și la facultate, am făcut o facultate ciudată, care a și fost desființată sistemul la scurt timp după ce am terminat. Deci era facultate de matematică și fizică. Se făceau amândouă. Pentru a deveni practic profesor de liceu, asta era intenția facultății. Ei, dar în cadrul acestei facultăți am făcut și astronomie, deci mi-am dezvoltat și mai mult viziunea asupra Universului. Între timp, sigur, la matematică, dar și la fizică, am învățat ce sunt alea mai multe dimensiuni sau cum anume putem privi realitatea și am simțit nevoia să și scriu niște povestiri științifico-fantastice la vremea aceea, toate cu extratereștri. Deci, nu știu exact ce m-am împins în direcția asta, dar acolo mă simțeam bine. Simțeam că aici e locul meu. Ca să termin ideea, am și publicat inițial un articol, pe urmă o carte, De ce tac civilizațiile extraterestre? Pentru că toate calculele mă duceau că dacă există, trebuie să tacă. Și a spus foarte frumos și foarte poetic Laura Muruzuc la o emisiune că tot ce e deasupra frunzei tace. Și aș vrea să vă întreb și dumneavoastră interpretați această întrebare așa cum doriți. L-ați găsit pe Dumnezeu în matematică? N-aș zice că în matematică. Dar în ceea ce am povestit până acum, mi-am dat seama, logic, o logică care se susține și printr-o mulțime de fapte, dar fapte care nu plac, n-are importanță, poate trecem peste aspectul acesta, dar logic. Am ajuns la concluzia că trebuie că există deasupra noastră o putere infinită față de ceea ce suntem noi și că această putere are mai degrabă așteaptă de la noi să ne iubim între noi. Deci la aceste concluzii am ajuns strict logic. Și deocamdată aici m-am oprit. Pentru că nu, cu scuze față de cei care eventual ar putea să mă condamne, nu am simțit nevoia să mă atașez vreunei credințe anume. Cred că sunt multe căi pe care omenirea este îndreptățită să caute divinitatea. Însă logica și niște fapte m-au convins că acea divinitate există, sub o formă sau alta. Aș vrea să vă întreb puțin, pentru că în ultima vreme este un subiect foarte controversat, cel legat de inteligența artificială. Iar cum dumneavoastră ați spus, bazele până la unui sistem de informatică. Cum vedeți acest lucru? Cum vedeți tehnologia viitorului? Deci, chiar ați pomenit că în 62 am avut un privilegiu. Sigur, am luptat un pic pentru privilegiul acesta, dar am avut privilegiul ca să lucrez pe
unul dintre primele calculatoare electronice din România. Primul calculator alfanumeric, ca să spun așa, deci care era în stare să scrie și litere, nu numai să calculeze. Și din primul an, împreună cu un coleg cu care eram cam de aceeași vârstă, deci încă o dată e vorba de 63-64, chiar 63, ne-am gândit că calculatoarele electronice în ansamblu funcționează foarte diferit de mintea umană. Am și scris o carte pe tema asta, ulterior. Ce-ar fi să încercăm să studiem modul în care funcționează creierul sau mintea, nu e același lucru, și să simulăm pe calculator și ulterior să încercăm să construim niște calculatoare care să se apropie de modul omenesc de gândire. A fost o școală excepțională. La început, la Timișoara, am luat legătura cu Catedra de Neuropsihiatrie de la Facultatea din Timișoara, unde era un profesor absolut fabulos, Eduard Pamphil. Are și niște cărți, a avut și niște probleme cu regimul pe vremea aceea. Era un psihiatru excepțional, dar știa și foarte multe neurologie, evident. Deci, am asistat la un seminar de 2 ore pe săptămână, timp de 3 ani, împreună cu el și echipa lui, gândindu-ne la problema pe care am pus-o. Evident, era o problemă de inteligență artificială la nivelul anilor 60. Am simulat pe calculatorul acela din Timișoara, după ce am mai învățat câte ceva și de la profesorii aceștia, rețele neuronale care puteau să învețe. Și de la o vreme răspundeau într-un mod în care nu-ți dădeai seama cum fac chestia asta. Deci ei învățau să răspundă cum trebuie, ceea ce calculatoarele electronice nu fac. Deci, mai recent, tot în cadrul inteligenței artificiale, se folosesc rețelele neuronale, iată, noi le-am simulat încă în anii 60 în România, dar acum se folosesc, sunt la modă și, într-adevăr, aceasta este calea prin care ele pot să învețe niște lucruri altfel decât îi învățăm noi. Deci, când ai un calculator, îl înveți tu, mură în gură, ce să facă. Îi explici și, pe urmă, el face cu o viteză fantastică. Inteligența artificială îi dă calculatorului niște programe și, pe urmă, el începe să învețe singur. Și câteodată te uluiește că știe mult mai multe decât știi tu. Dau 2 exemple. Au zis, hai să învețe șah. Cum să învețe șah? Păi să treacă prin toate marile competiții de șah și să vadă cum a fost jucat. Deci eu nu i-am spus după ce piesă ce să facă. L-am lăsat să învețe. Nu eu, ăia care se ocupau de asta. Și după ce a parcurs toate astea, a reușit să-l bată campionul mondial. Într-un turneu de 5 partide, așa cum se obișnuiește. E, dar există un joc mult mai complicat decât șahul, jocul Go, jucat în China. Și
acolo a fost mult mai complicat. Au luat un supercalculator, evident că trebuie să fie un calculator extrem de puternic, l-au pus să învețe tot felul de partide de Go și pe urmă l-au pus împreună cu campionul mondial. Campionul mondial a bătut calculatorul, dar calculatorul a învățat și era din ce în ce mai greu să-l bați. După care cuiva i-a venit o idee. A împărțit calculatorul în două, vorbesc metaforic, și a pus cele două jumătăți să joace Go unul împotriva lui-lalt și să încerce să-l bată pe ălălalt. De acum oamenii erau excluși. Și după ce s-a bătut cu el însuși suficient de mult, s-a întâlnit cu campionul mondial de Go și l-a bătut fără niciun fel de probleme. Deci, s-a depășit și faza aceasta. Nimeni nu știe ce știe. Cum de a reușit să fie atât de deștept să-l bată pe campionul mondial? Ok. Unora a început să li se facă frică. Ce, domnule, dacă mergem așa mai departe, de la o vreme, nu o să ne bată la Go, o să ne bată la toate. Și o să ne trimită la, nu știu, undeva, o să ne măture sub covor. Deci, eu, dacă am încercat să simulez acele rețele neuronale în anii 60 și merită să spun că am mai fost ajutat de câteva persoane. De Grigore C. Moisil, care el a trimis primele mele articole la o anumită revistă în Occident și revistele au publicat articolul. El a spus, eu nu cauționez articolele dumitale, o să fie peer review, dar dacă ăia ți le publică, atunci ai foarte bine. Și le-au publicat, le-a plăcut. Pe urmă, Edmond Nicolau, nu știu cât să-și mai aduc aminte, Bălăceanu Stolnici, care încă mai este printre noi, are 100 de ani, Victor Săhleanu, și au mai fost alți câțiva oameni din prima linie. Am discutat în anii 60 cu ei, Moisil, împreună cu acest coleg al meu cu care am început, un inginer, Vasile Baltac. În decembrie 63 ne-a invitat în cadrul cursului lui de la Facultatea de Matematică în amfiteatru să vorbim despre aceste automate care învățau singure. Deci, deja în 63 era o frântură de inteligență artificială, deja noi am fost invitați să vorbim, de la Timișoara amândoi veniți. Deci, în strădania asta și cu discuțiile pe care le-am avut și ulterior și cu o serie de articole, foarte interesant, aveam ușă deschisă la știință și tehnică, la Contemporanul și am pomenit numai două, ulterior la Magazin, deci niște reviste de mare popularitate. Când voiam să public, ei publicau articolele pe care le scriam. Am început să public exact pe tema asta, în anii 70, marile diferențe dintre modul în care lucrează mintea omenească și calculatorul. Și am zis, oricât dezvoltăm calculatorul pe linia aceasta, nu putem compensa ceea ce face mintea omenească într-o mulțime de direcții. Mă asigur că pot să dau numai câteva exemple. Vă rog. Calculatorul. Dau un exemplu. Așa zisul silogism al lui Byers. Acest Byers a fost un bun scriitor american. Acum vreo 100 și ceva de ani. Și el a
a dat acest exemplu ca să-i trezească pe oameni la realitate. Zice, silogism, premiza majoră. 60 de oameni fac o treabă de 60 de ori mai repede decât un singur om. Premiza minoră. Un om sapă o gaură de stâlp în 60 de secunde. Concluzia. 60 de oameni sapă o gaură de stâlp într-o secundă. Deci, dacă îi dădeai calculatorului, spunea da, corect, corect, ăsta e rezultatul. De ce? Și aici foarte puțină lume înțelege. Calculatorul are nevoie să, mă rog, se recunoaște în subsidiar. Toate propozițiile sunt sau perfect adevărate, sau perfect false. Propozițiile care le-am dat eu sunt aproximativ adevărate. Uh-huh. Și dacă încerc să aplic logica pe propoziții aproximativ adevărate, ies niște bazaconii. Ca în exemplu acesta. N-am voie să aplic decât pe propoziții perfect adevărate. Adică, dintr-o dată, calculatorul trăiește numai într-o lume foarte îngustă a propozițiilor perfect adevărate. Am ieșit din lumea asta și noi trăim numai într-o lume a propozițiilor aproximativ adevărate. Merele sunt bune de mâncat. Corect! Nu știu pentru cei mere? Care au gastrită. Care mere? Pentru cine? Exact. Deci, noi, mintea omenească lucrează cu astfel de propoziții. Dar mintea omenească nu lucrează numai cu cuvinte. În momentul în care eu am povestit silogismul lui Byers, probabil că cei care ne-au urmărit și-au imaginat 60 de oameni lucrând, da, pot face de 60 de ori mai repede o treabă. Ah, un om care sapă un stâlp, ei, și când a ajuns la concluzie, au văzut 60 de oameni bulucindu-se să sape un stâlp. Și, bineînțeles că îți vine să râzi. Deci, în spatele cuvintelor, noi avem în permanență o lume de necuvinte care susțin ceea ce vorbim. În momentul în care unui elev îi pretinzi să înveți o lecție și spune, o înveți pe de rost, ăla, dacă, mă rog, are harul ăsta, învață pe de rost lecția și habar n-are, înșiră cuvinte. Și pe urmă îl întreb, bine, și acum folosește ceea ce ai spus. Dă din numeri, că el de fapt n-a înțeles nimic. Ce înseamnă să înveți cu adevărat? Ca în permanență să-ți construiești acea lume de necuvinte, de imagini, de sunete, în spatele cuvintelor. Calculatorul electronic? Nimic? A, poate mima. Dar nu, nu. Pentru noi, lumea aceasta a necuvintelor este fundamentul gândirii. Calculatorul n-are nimic din toate astea. Și încă una mai adaug, sunt multe. Oamenii atașează la fiecare propoziție câte o valoare, câte un sentiment, câte o... Adică, asta îmi face plăcere, asta nu îmi face plăcere. Asta e o frază odioasă. Deci, calculatorul nimic, el o ia de-a îmbouălea cu frazele lui și lucrează de 1 miliard de ori mai repede decât omul. Ok? Dar dacă îi spui gunoi, el scoate la capăt gunoi de 1 miliard de ori mai mult decât am scoate noi. Deci, în condițiile astea, pentru că calculatoarele lucrează în continuare tot în premisele astea, și, dragă Doamne, pe baza matematicii. De-aia am spus că am o apreciere limitată asupra matematicii. Gândirea vagă nu mai e matematică. Mai mult, nu e matematizabilă.
despre necuvinte cu atât mai mult. Pentru că acolo totul curge. Vorba lui Democrit. Deci, din cauza aceasta, eu, ca să, vorba aia, să-mi păstrez rangul, am făcut un doctorat în matematici. În matematici nu prea se pot face doctorate cu copy-paste. În perioada aia nici atâta nu se puteau face, în anii 70. Deci trebuia să demonstrez ceva nou, să... Era ceva de matematică pură. Am făcut-o ca să se vadă că, da, pot să fac o treabă de genul acesta, dar nu pot să spun că am zis și acum toată viața mea voi continua pe linia asta. Probabil că am făcut greșit, dar prea mi-a plăcut viața așa cum este și care e plină de o mulțime de alte provocări și să rămân numai aici, nu. Mai voiam și altceva, mai voiam și altceva. Deci în felul acesta, până la urmă, dacă stau bine și mă gândesc, nu regret nimic că am procedat în felul acesta. Dacă tot ați spus de totul curge, Tapanta Rei, renumita Tapanta Rei, da. Și dacă vorbim de natură, iar dumneavoastră ați studiat limbajele de programare, ce relevanță au limbajele acestea în descrierea fenomenelor vieții? Sau ați văzut, sau să vorbim despre pattern, sau despre tipar, sau despre ordine? Deci, parțial deja am răspuns la întrebarea asta. Eu când am încercat să simulez rețele neuronale, am încercat să simulez viață. În aceeași perioadă a venit la mine un biofizician, care ulterior a devenit membru corespondent al Academiei, Zeno Simon. Și mi-a spus, hai să simulăm pe calculator dezvoltarea și diviziunea celulei vii. Mi-am dat seama și, bineînțeles că, până la urmă am ajuns la un sistem de ecuații diferențiale sau cu derivate parțiale sau cu nu știu ce, care trebuia rezolvat cu calculatorul. Practic, asta era în ultimă instanță. Și calculatorul a făcut treaba asta. Dacă îi dai să rezolve ecuații, el știe. Mă rog, trebuie să știe și programatorul un pic cum să-l îndrume. Altfel, calculatorul, el e prost. El știe numai adunare, scădere, mulțire, împărțire. Tu, din afară, trebuie să îi împarți algoritmul în toți pașii ăștia. Ei, dar ăla era un model matematic. Modelul matematic al lumii vii este patul lui Procust. Dacă, mă rog, hai să mai facem iarăși trimitere la antici, în care dacă unul era mai scurt, îl lungea cu niște... Dacă era mai lung, îi tăia piciorul. Deci, orice model matematic al unei realități biologice este un pat al lui Procust. Sigur că după ce l-am așezat, mă uit, poate rămâne în viață, poate nu rămâne în viață. Matematica are, pe de altă parte, o putere fantastică de previziune. Adică lucrurile la care nici nu te-ai gândit că rezultă în mod logic dintr-o anumită situație, el ți le prezintă. Îți spune cum evoluează o anumită situație, cum evoluează o sondă spațială dacă o trimiți către planetele sistemului solar și așa mai departe. Deci poate să spună treaba asta și o spune bine. Atât timp cât e vorba de fenomene relativ simple, cum ar fi gravitația, cum ar fi niște ecuații chiar ale fizicii cuantice. Deci până acolo încă mai merge.
Când intri deja în biologie, lucrurile încep să scârțe puternic. Acolo deja sunt alte și alte legi pe care dacă le bagi în formule matematice, le procustizezi, cum mi-a plăcut să spun la un moment dat. Deci, se poate, dar câteodată e păcat. Deci cam asta este. Nu neapărat limbaje de programare. Limbajele de programare erau un instrument. Noi, deci în primii ani, cât am făcut acele rețele neuronale, programam în cod de mașină direct, fără niciun limbaj. Deci, spunem, acum adună aici, acum scade aici, acum vezi la ce rezultat ai ajuns și dacă e, nu știu, mai mare decât a, reia din punctul cutare. Deci, în felul ăsta împărțeam pas cu pas algoritmul. Ulterior, sigur, era mai simplu, scrieai limbajul de programare și ăla făcea. Fortran, COBOL, etc. Mai recent, cu totul alte limbajele de programare, era C++, era etc. Deci au fost multe limbaje de programare, programe, limbaje de simulare, au fost mai multe. Dar nu asta este esențialul. Esențialul este ce poate face calculatorul pentru înțelegerea lumii vii. Poate, dar între niște limite. Dacă tot am vorbit de sonde spațiale și de... Aș vrea să vorbim acum puțin despre cosmos și cum Pitagora a folosit prima dată termenul de cosmos și de cosmos opus, ca univers opus ordonat, haosului, opus da. Haosului, exact. Ce ne puteți spune, care este perspectiva dumneavoastră asupra teoriei haosului sau efectul de fluture despre care se vorbește atât de mult azi? Cum să spun, este o jucărie matematică care, mă rog, se face mai mult caz de treaba aceasta decât ar trebui. Sunt situații care se bifurcă și se bifurcă atât de fin încât nu poți să-ți dai seama care va fi urmarea. Și aia cu, s-a spus așa că dacă un fluture bate din aripi în Filipine, s-ar putea ca peste un an asta se ducă la o tornadă în Statele Unite. Iar dacă nu bate, atunci acea tornadă nu va fi. Deci, teoretic se poate arăta că e posibil și așa ceva. Dar, încă o dată, noi trebuie să ne sprijinim de niște lucruri. Sigur, pentru matematicieni acestea sunt frumoase, poți să scrii sute de doctorate pe tema asta, mergi la congrese, câștigi titlul de profesor și așa mai departe, dar viitorul este al lucrurilor care până la urmă se pot aplica concret. Și, sigur, teoria haosului până la un punct se poate aplica. Adică trebuie să fim atenți, bate din aripă ceva în Filipine sau nu. Însă vă dați seama că ajungi la niște modele cu atât de multe necunoscute încât ar trebui un calculator cât tot universul ca să poți să faci un model să ruleze și să spui exact dacă o să fie sau nu o să fie tornadă. Deci, undeva pe aici, în zona practică, aici ar trebui să ne oprim și să vedem ce putem face, ce nu putem face. De ce credeți că sunt oamenii atât de... opun atât de multă rezistență la schimbare? Și când mă gândesc la asta, mă gândesc, de exemplu, la Copernic sau la oamenii care au susținut pentru prima dată că nu se învârt planetele în jurul nostru, ci că noi ne învârtim în jurul Soarelui și au întâmpinat rezistență. Biserica, oamenii din jur... De ce întâmpinăm? E din cauza că vrem noi să fim în centrul Universului, vrem lucrurile neschimbate, că, deși omul e dornic de noutate în general. Nu. Deci, sigur că contează și această dorință să ne vedem în centrul Universului. Dar răspunsul meu este altul și s-ar putea unora să nu placă.
acest răspuns. Foarte bine, chiar vă rog. 99% din omenire, continui, din păcate, are niște dorințe destul de limitate. Să aibă o viață previzibilă, cât de cât, să știe că va avea mâine de mâncare, să știe că are o familie, eventual niște prieteni care îl susțin, niște copii pe care să îi îngrijească, cărora să le poată da hrană și ce au nevoie. Mă rog, în epoca modernă, să aibă, evident, până la epoca modernă, o casă deasupra capului, dar în epoca modernă, un automobil, un televizor, adică o minimă distracție, prin care se poate să prevadă tot ce se întâmplă în jur. Știința îi spune, dacă se va întâmpla un fenomen, nu știu ce, noi oamenii de știință te-am învățat la școală, acum sigur că ai uitat tot ce ai învățat la școală, dar ai învățat că noi știm ce trebuie făcut și el bagă de seamă că oamenii ăsta de știință mai scot, mai un televizor de un tip nou, mai, Doamne, telefon mobil, internetul, nu știu ce, își văd ăia de treabă. Deci, trăiesc într-o lume confortabilă și previzibilă. La asta se mai adaugă partea cealaltă. Bine, o să mor, atâția ai mei au murit, oare ce o să fie după aceea? Aici vine partea preotească, religia. Și explică. Deasupra noastră e o divinitate care ne iubește, care are grijă de noi, ne iubește sigur cu niște rezerve, adică dacă suntem ticăloși, atunci vom primi pedeapsa cuvenită. Dar dacă suntem buni, plini de compasiune, de iubire, de nu știu, atunci vom avea parte de o continuare frumoasă a vieții pe partea spirituală. Ok. Și s-a închis cercul. Omul știe ce are în lumea aceasta, știe ce va avea în lumea cealaltă și e fericit. Asta este baza fericirii. E, acum dacă tu vii și explici, habar n-ai, știința nu este așa cum o știi tu. Nu cunoaște toate lucrurile. Nici n-are cum să le cunoască. Pentru că sunt lucruri care n-au cum să fie cunoscute. Încă. Nu neapărat. Aici fac o paranteză. Acum 100 și un pic de ani, doi mari savanți, un biolog și un astrofizician, au spus cam același lucru, ce universul nu doar că este mai straniu decât ne imaginăm, dar este mai straniu chiar decât am fi în stare să ne imaginăm. Deci nu uităm, mintea omenească are limite. Cunoașterea omenească are limite. Probabil că cu mintea omenească, până când cunoașterea ajunge la capăt, probabil că e la infinit undeva treaba aceasta. Deci, în momentul în care omului de rând îi spui să știi că divinitatea în care crezi tu nu e adevărată, e o altă divinitate. Ca să fim, de exemplu, îi spui unui musulman, tot ce este în Coran e greșit și tot ce este, ți s-a spus cu Allah și cu acele tinere care te așteaptă pe lumea cealaltă, dacă ai murit ca un erou,
nu sunt adevărate, ăla te omoară. Ăla te omoară. I-ai tras covorul de sub picior, dacă vii cu niște argumente ca lumea. I-ai tras, dintr-o dată, tot ce a fost baza fericirii lui se prăbușește. Deci, eu chiar dacă aș fi ateu, când întâlnesc un om și spune, credința mea este asta, eu spun, eu respect credința ta. De ce? Pentru că eu, asta ți-am spus la început, am constatat că deasupra noastră este o putere care cere de la noi un singur lucru, iubirea. Asta se poate găsi și în Evanghelie și peste tot. Ei, în momentul în care eu îl iubesc pe ăla, nu pot să nu-i respect credința. Celălalt care are o cu totul altă credință, ei bine, trebuie să-l iubesc și pe acela. Deci, nu știu dacă am răspuns la întrebare. Ați răspuns la întrebare mai bine decât mă așteptam. Și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că nu știu cum, dar au trecut cele 45 de minute alocate emisiunii, da. Și cumva, după tot ce ați vorbit legat de matematică, fizică, limbaje de programare, am ajuns la ideea de divinitate cu care am pornit. Nu cred că există o concluzie pentru această emisiune Bookmedia, pentru că vreau să vă mai invit, să vă reinvit, mai bună decât această buclă frumoasă pe care ați făcut-o. Și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ne-ați spus. Și eu vă mulțumesc și încă o dată o fac cu iubire. Și eu tot cu iubire o să vă reinvit la Bookmedia pentru că am multe întrebări legate despre ordine. Ordinea în univers și legile acesteia. Absolut. Noi, dragilor, ne revedem cam fiecare duminică de la ora 17. Până atunci, citim lecturi savuroase. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.